Să stau la sfat cu voi, privitor la taina vremii pe care o parcurge. Pentru că s-au îngrămădit și continuă să se îngrămădească neguri cețoase, care caută să acopere drumul și să accentueze confuzia, debusolarea, dezorientarea. Și în astfel de crize create prin amplificarea nesiguranței și prin teama ce crește de la o zi la alta, au fost pregătite așa zise frânghii de salvare. Nu de la mine vin, da, zice Domnul, și cine are urechi de auzit să audă. Pretind că aduc rezolvare, că aduc salvare pentru cel ce se află între neguri cețoase. Și vai, mulți închind mâna după astfel de frânghii de ajutor și ajung să se formeze lațuri care se așează peste cel ce întinde mâna. Lațuri care vor fi din ce în ce mai dureroase în strânsoarea lor și vor fi confecționate hamuri de strunire. Și vai de cel prins într-un astfel de ham, că va ajunge să fie scos de pe drumul ascultării și purtat înspre drumul pustiei, zice Domnul. Dar pentru ai mei, zice Domnul, pentru cel ce mă cheamă cu sinceritate, viu sunt și viu voi rămâne. Voi coborâ cerc de ocrotire, cerc de lumină în jurul coapselor minții, pentru că bătălia crâncenă care se dă, se dă ca să fie câștigat teritoriul minții. Și ai mei vor căpăta lumină, zice Domnul. Aleluia! Cel ce are coborât cercul de ocrotire, cercul de lumină, cercul de protecție peste duhul minții, acela nu se va prinde de frânghiile de salvare diavolești. Acela nu va accepta compromisul, acela nu va accepta ca lațul să se strângă în jurul lui, ci va rămâne în lumină, zice Domnul. Și lumina mea va croi cărare să iasă dintre neguri și să rămână pe drumul ascultării. Nu-i vremea în care să vă plecați urechea la sfaturi și sfătuitori care pretind că au dreptate. E vremea în care fiecare să stea în prezența mea în odăiță, să cobor lumina peste Duhul minții, ca să fie numărat între ceata izbăviților, între cei scăpați prin ascultare și să beneficieze de protecție dublată, zice Domnul.